Salut! Sunt Florin Arvonescu și bine ați revenit în bucătăria mea. Astăzi vom face baghete franțuzești. Dacă tot ne-am umplut de baraua cu făină, drojdie și fel de fel de condimente, haideți să le și folosim. Ar fi păcat ca să le aruncăm peste câteva luni de zile la ghenă. Eu m-am supărat foarte tare. Am căutat 5 zile la rând drojdie. Toate ingredientele de care aveți nevoie le veți găsi la sfârșitul videoclipului. Avem nevoie de 260 de ml de apă, 9 grame de sare. Amestecăm foarte bine cu mâna până se dizolvă sarea. 8 grame de drojdie proaspătă. O dizolvăm în apa cu sare. Nu uitați să vă spălați foarte bine pe mâini înainte de a găti. 450 de grame de făină. Făină tip 650, o făină mai dură. Amestecăm cu o lingură de lemn până se încorporează. Treptat adăugăm puțină apă în funcție de cum arată aluatul. Eu am mai adăugat cam 50 de ml. Deci cu asta s-a făcut 310 ml de apă. Curățăm foarte bine lingura. Aluatul este destul de lipicios, așa și trebuie. Pudrăm blatul de lucru cu făină. Nu foarte multă făină, puțină. Scoatem aluatul. Foarte puțină făină, în așa fel încât să nu se lipească de mâini. Și începem să lucrăm puțin cu el. Dacă vedeți că începe să se lipească de mâini, nu mai adăugați făină, pentru că o să devine din ce în ce mai greu aluatul și nu o să crească la fel de bine. Ne vom folosi de un șpaclu pentru a aduna aluatul de pe blat. Îl punem înapoi în bol, îl acoperim cu un prosop și îl vom lăsa la dospit 3 ore. Doar că la fiecare oră îl vom scoate din bol, îl împăturim, îl punem înapoi în bol. După o oră, pudrăm foarte puțin blatul de lucru cu făină, îl scoatem din bol. Ne pudrăm mâinile cu făină deasupra aluatului. Ne mai și murdărim că n-avem încotro. Și începem să-l împăturim. După cum vedeți, aluatul a început să devină din ce în ce mai fin. A început să arate foarte bine. Uitați-vă la textură, este din ce în ce mai fin. Înapoi cu el în bol pentru încă o oră. De data aceasta îl vom acoperi cu folie alimentară. Prima oră l-am lăsat cu prosop de bucătărie ca să respire. Și prosop. Din nou o oră uităm de el. A mai trecut o oră. Să vedem ce face aluatul. Wow! Vedeți? A început să crească din ce în ce mai mult. Pudrăm blatul de lucru cu puțină făină. Foarte puțină făină. Ne pudrăm mâinile. Îl împăturim. Putem face lucrul acesta și cu un robot de bucătărie. Dar nu mai văd implicarea. Parcă este mult mai gustoasă pâinea când îți bagi mâna în făină, în aluat. Se lipește, te scuturi, te speri. Lăsăm din nou la dospit pentru ultima oră. Au cam trecut cele 3 ore. Vedem ce face aluatul. Ups. Am comis-o. Am uitat să mângă folia de plastic cu puțin ulei când am pus-o peste aluat. Aveți grijă să nu faceți aceeași greșeală. Împăturim și frământăm pentru ultima dată. Împărțim în două bucăți egale.
sunt egale. Întindem, după care împăturim. O dată și apăsăm cu degetele să lipim aluatul. Din nou, împăturim, apăsăm, lipim aluatul. Iarăși împăturim, lipim aluatul. Pudrăm, tăvălim aluatul prin făină, să nu mai fie lipicios. Mai lăsăm încă 15 minute să se odihnească, după care vom forma bagheta. Acoperim cu un prosop și revenim. Wow. De data aceasta nu mai pudrăm cu făina, are suficientă. Și începe să-l modelăm. Cu amândouă mâinile împingem și tragem, dar în același timp le și despărțim. Am pregătit tava cuptorului cu o hârtie de copt. Cu grijă așezăm baghetele în tavă. Le vom unge cu puțină apă, asta pentru a obține o crustă foarte crocantă. Cu un cuțit bine ascuțit le crestăm pe diagonală. Uitați, nu foarte mult, un centimetru maxim. Pudrăm cu făină. Și acoperim pentru încă 10 minute, timpul în care se încinge cuptorul. Pentru o crustă crocantă, baghetele au nevoie de umezeală și în cuptor. Așa că dacă nu aveți un cuptor cu abur, puneți în partea de jos o tavă cu apă. Ne asigurăm că aluatul va fi destul de umed. Le băgăm în cuptor la 200 de grade pentru 15-20 de minute sau până când se rumenesc. Să vedem cum arată baghetele după 20 de minute. S-au copt perfect. Au o crustă foarte crocantă. Le scoatem pe un tocător să se răcească puțin. Le vom tăia. Normal, vom mânca câteva felii cu unt sărat. După care vom face un sandwich. Cel mai bun sandwich pe care l-ați mâncat cu pui crocant. Foarte crocantă la exterior și foarte pufoasă în interior. Dăm o bucată din mijloc, încă o dată pe jumătate. Puțină maioneză cu muștar Dijon și miere pe ambele părți. Câteva frunze de spanac pentru culoare, castraveți murați, cam 3 felii, pulpa de pui crocantă, 2-3 felii de roșii și puțină ceapă caramelizată cu bacon. Punem capac și uite așa America se unește cu Franța. O baghetă franțuzească cu un pui crocant american. Îl tăiem pe jumătate să vedem cum arată. Ascultați cum se aude, cât de crocantă este bagheta. Oh. Să și gustăm. Fabulos! Wow! După ce coaceți baghetele, le puteți ține foarte bine la congelator. Le scoateți cu 2 ore înainte de a le mânca, la temperatura camerei, le udați puțin și le băgați în cuptor pentru 7 minute la 170 de grade. Și vor fi demențiale, veți avea pâine proaspătă în fiecare zi.